Astăzi avem puțin de Germania. Puțin de Germania fără ochelari de soare, doar niște trepte pe care trebuie să urc până a ajunge la biserica din Neumarkt. Niște trepte și un munte. Destul de dificil, dar să vedem dacă va merita priveliștea de la sfârșit. Ok, haideți să urcăm treptele. Un drum destul de lung, un drum pe care localnicii din Neumarkt îl petrec în fiecare duminică, îl fac în fiecare duminică pentru a ajunge la slujbă. Aici sus, pe vârful muntelui, este cât se poate de frumos, dar este și obositor să urce. Ok, avem biserica din Neumarkt, locul de rugăciune și de pace sufletească a nemților din Neumarkt. Sunt într-un orășel de munte, un orășel de munte necunoscut pe hartă decât prin numele unei beri care îi poartă numele în România. Și totuși este totul atât de curat. Este totul atât de îngrijit, totul atât de frumos. Oare mă gândesc ce au făcut oamenii ăștia ca să fie mai civilizați ca noi? Ei bine, primul pas a fost să pună un preț pe dozele și pe peturile de sticlă. Cum? 25 de cenți pentru fiecare pet returnat la magazin. 25 de cenți. 25 de cenți care au făcut ca drumurile să arate așa, trotuarele la fel și să nu fie pe jos murdărie. Eu zic că nu este deloc, dar comparat cu România este mult mai mult. Mai puțin, mai mult curat. Care a fost meritul lor? Meritul a fost că și-au ales oameni capabili ca să-i conducă. Nu și-au ales politicieni penali, nu și-au ales oameni de speța a doua, de a treia, de a patra, ca să le conducă destinele. Și-au ales oameni capabili, capabili să le facă drumuri, capabili să le facă școli, capabili să le țină străzile curate. Repet, sunt în Neumarkt, un oraș la
marginea unui alt oraș pus pe hartă de un singur proces, cel de la Nuremberg, și totuși am impresia că mă simt undeva în civilizație. Mă simt undeva unde este curat, este frumos, undeva unde merită să trăiești.